Slavă Domnului! Amin! Mie îmi plac sărbătorile dumneavoastră, de aceea și particip la ele. Duminică am fost la o sărbătoare în care o persoană era îmbrăcată în alb, din cap până în picioare, mireasa. Astăzi văd aici mai multe persoane îmbrăcate în alb. Domnul să vă binecuvinteze! Amin. Și voi sunteți mireasă! Amin. Dar cred că adevăratul alb ăla pur imaculat, pentru că hainele de pe voi acum sunt doar un simbol, este albul pe care l-a văzut Ioan în insula Patmos când era în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9, spune: apoi am văzut o glotă pe care nimeni nu putea să o numere, care stătea înaintea tronului de domnie, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Ochii mei văd sărbătoarea aceasta și inima mea dorește sărbătoarea aceasta, când și eu și voi toți, îmbrăcați în alb, noi cu cei dragi ai noștri, cu familiile noastre, să fim înaintea tronului de domnie și să stăm în prezența Domnului pentru totdeauna. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am ales un text în ziua de astăzi în care ne descrisă o întâmplare bine cunoscută de dumneavoastră. De la început vă previn pentru predicatori, pentru cercetătorii Scripturii și pentru toți ceilalți, că nu am reușit să vă surprind cu nimic nou în predica asta. Pasajul acesta e atât de bine cunoscut, așa de mult se predică de aici, încât n-am primit nimic nou pentru dumneavoastră. Dar eu cred că dumneavoastră ați trecut de fapt de la faza aia de curiozitate, care îi caracteriza într-un fel pe epicurienii din Atena. Și ați ajuns la faza de cercetare și mai ales la acea dorință de împlinire. Să ne-o dea Domnul! Citeam în Sfânta Scriptură de nașterea bisericii. Domnul Hristos s-a înălțat la cer. Au rămas apostoli, au rămas ucenici. A avut loc acea revărsare a Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. La Ierusalim era leagnul în care s-a născut biserica lui Dumnezeu. Și îmi place mult predica lui Petru și descrierea acelei întâmplări. Când cei care ascultau Evanghelia au rămas străpunși, au întrebat de Petru ce au de făcut și Petru i-a trimis la botez. Și Biblia spune că aproape 3.000 de oameni au primit cuvântul și au fost botezați. Pasajul acesta m-a surprins într-un fel și întreb dacă era nevoie de el să fie pus în canonul Scripturii, în care un singur om îl primește pe Domnul și este botezat. Dar întâmplarea aceasta mie îmi vorbește de importanța fiecărui om, importanța fiecărei persoane și de valoarea sufletului pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Petru trimite la botez odată 3.000, dar imediat merge într-o singură familie, într-o singură casă și poruncează. Filip predică Evanghelia în Samaria. O mare mulțime se întoarce la Domnul. Domnul însoțește cu semne, minuni și cu tămăduiri. Și dintr-o dată, activitatea lui întreruptă și Filip pleacă pe drumul de pustie ce duce la Gaza ca să mai boteze un om. Știi tu ce important ești? Acela care mă ascultă în seara asta. Frate, soră, prietenă, prieten care ai venit. Dumnezeu a pus ceva în tine și însăși Domnul spunea în Luca, în capitolul 9, versetul 25, și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Sufletul care l-a pus Dumnezeu în tine e o valoare extraordinară. Tu ești important înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze! În pasajul care a fost citit, e o întâmplare, de fapt, în care eu mi-am propus să vorbesc de doi oameni ce sunt personajele principale în întâmplarea aceasta. Aș vrea să vorbesc de Filip și de famenul etiopian.
Filip, care este exponentul bisericii, reprezentantul credincioșilor, Filip, care reprezintă pe omul lui Dumnezeu, pe slujitorul consacrat, Filip, care reprezintă pe un pocăit mai vechi, așa cum suntem noi și așa cum sunteți voi. Filip, care în seara asta este un model pentru noi și din care am vrea să învățăm, să copiem ceva. Și gândindu-mă la Filip, m-am gândit la slujba pe care o împlinea Filip. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 6, Filip făcea parte din cei 7 diaconi. Adică el la început a slujit în biserica din Ierusalim mai mult cu lucrurile materiale. Și asta face parte din pocăință. Filip era unul din acela care număra vesela, care împărțea cu polonii, cu mâncarea la văduvele sărace. Și el și-a împlinit bine slujba aceasta, că pocăință înseamnă să fii un bun administrator al lucrurilor pământești, să îngrijești de cel sărac, de cel năcăjit, că spunea Domnul prin Evrei 13, să nu uitați milostenia și dărnicia, că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Mă uit la dumneavoastră la adunarea asta pe care v-am lăudat-o puțin duminică, că n-am avut timp. Și v-am lăudat puțin pe dumneavoastră ca să nu vă mândriți. Dar îmi dați seama de efortul care l-ați făcut, de cheltuiala, efortul financiar, efort de timp, efortul fizic. Și încă o dată spun tuturora, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar spune un cuvânt prin Cartea Proverbilor, parcă că în mijloc cu bucurie, inima poate rămâne tristă. S-ar putea ca în mijlocul unui potop de dărnicie, care au avut în loc aici la Sfântul Ilie, unii să fi rămas în zgârcenia lor. Dacă unii au participat și poate au fost în fiecare zi, unii să fi venit foarte rar sau deloc. Și acestora le dăm șansa de recuperare, să îngrijească de nevoile altora și Doamne, binecuvintează-ne pentru aceasta. Filip, ca și pocăit mai vechi, ca și model pentru noi, era diacon, slujea bine în lucrurile materiale, dar Filip era evanghelist. Eu cred că chemarea noastră, marea noastră chemare a pocăinților, este să-L vestim pe Dumnezeu, să evangelizăm orașul Suceava. Sirile de evangelizare care le faceți dumneavoastră e un răsfăț pentru noi. Când chemăm predicatori buni, când chemăm cântăreți buni, când facem așa o sărbătoare pe care biserica o merită din când în când. Dar adevărata evangelizare este evangelizarea prin trăirea unei vieți sfinte. Evangelizarea de acasă cu vecinii mei, cu vecinii de la bloc, de pe scara blocului, evangelizare cu colegii mei de servici, evangelizare la cei cu care călătoresc în mijloacele de transport, evangelizare în clasă la mine, evangelizare la facultate, în aula facultății, aia este adevărată evangelizare și cea mai rentabilă. Și tu ești chemat la aceasta. Mi-aduc aminte când în adunarea din Bosanci, autoritățile mânioase au încuiat adunarea și au pus un lacăt pe ușă care au ruginit. Și pocăiții noștri nu au mai avut unde să se adune. Frații au început să adune pe la casă. Făceau seri de rugăciune, seri de stăruință, predicau Evanghelia. Oamenii veneau și se pocăiau. Și în momentul, spuneau părinții noștri, în momentul când s-au deschis iarăși ușile case de rugăciune, când au început să vină iarăși pocăiți la adunare, au constatat cu surprindere că nu încap, că au plecat din adunare câțiva și acum erau foarte mulți. Că cei care n-au mai venit la adunare, forțați de împrejurări, au predicat Evanghelia, fiecare printre vecini, în sectorul lor, și Dumnezeu a chemat mulți oameni la pocăință. Ceva de la Filip trebuie să ai și tu. Ceva din diaconia lui Filip, ceva din misiunea lui Filip trebuie să ai și tu. Odată spunea un predicator că Dumnezeu, care e tot puternic și care are 1000 de soluții la orice problemă, se pare că în predicarea Evangheliei n-are plan de rezervă, n-are planul B. Misiunea de a predica Evanghelia a fost încredințată fraților și surorilor de la Sfântul Ilie. Și Dumnezeu nu are un alt plan. Dacă voi tăceți, n-are cine să predice.
De aceea, îndemnul meu este pentru toți pocăiții de la Sfântul Ilie, predicați Evanghelia, predicați-o cu viața și dacă e nevoie, puteți să spuneți și din gură ceva. Doamne, ajută-ne la aceasta! Gândindu-ne la Filip, dincolo de slujba lui, eu m-am îndrăgostit de caracterul lui Filip. Filip era un bărbat plin de Duhul Sfânt și înțelepciune. Era cerința din fapte. Filip era un om tare pocăit. Și așa de mult mă rog Domnul și îmi doresc ca și în viața mea să cultiv caracterul acesta frumos. Plin de Duhul Sfânt era Filip. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, el înțelege mesajul. Spune în fapte capitolul 8, versetul 6, 7, 8, că Filip a coborât în Samaria, propovăduia Evanghelia și Dumnezeu făcea semne și minuni nemaipomenite prin mâinile omului acestuia. E nevoie de o umplere cu Duhul Sfânt, frate mei. E nevoie în slujirea noastră de o împuternicire directă de la Duhul Sfânt. Se ruga în seara aceasta un frate, Doamne, umple-ne pe toți de Duhul Sfânt. Și eu mă rog, amin, Doamne, așa fă, cu o adunare din Sfântul Ilie. Filip avea un caracter de om smerit. El a coborât în Samaria, el a început evangelizarea, el a dat primele botezuri. Și spune Scriptura la un moment dat că de la Ierusalim au venit doi bărbați, Petru și Ioan. Ori Filip se subordonează autorității apostolice fără să crâcnească. Odată participam la o discuție neprincipială în care unii și-arogau dreptul de ctitorire a unei biserici. Se spunea, noi am început acolo, noi am făcut primele evangelizări și voi ați venit peste noi. Și m-a durut asta. În mintea lui Filip, în inima lui Filip, nu era așa ceva. El a început evangelizarea. El și-a asumat riscul, el avea toate meritele, dar au venit doi bărbați de la Ierusalim, doi apostoli ai Domnului și Filip al Călbăcă se dă deoparte și respectă autoritatea apostolică. Asta înseamnă pentru mine multă smerenie. Să ne ajute Domnul să fim smeriți, fraților, amin? Apoi, un alt act al smereniei mi s-a părut mie că e tocmai trimiterea într-o lucrare mai mică. Filip în Samaria avea un succes grozav, răsunător, însoțit de Dumnezeu. Mulțimi de oameni veneau, intrau în biserica Domnului și îi spune un înger așa, du-te pe drumul de la Gaza care e pustiu. Și Filip acceptă slujba asta. Nu mai predic la 1000, nu mai predic la 500. Mă duc pe un drum pustiu și întâlnește un om și predică acelui om. Nu-i asta smerenie? Dumnezeu să ne-o dea și nouă. Amin? Amin. Apoi Filip era un om foarte devot al lucrării. Începe frumos cu vesela de la Ierusalim. Continue cu evangelizarea din Samaria. Se duce în pustiu din Gaza, că l-a trimis Duhul Domnului acolo. Și de acolo la Marea de Azot, prin Cezarea, și predică în toate cetățele. Predică Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Fraților, misiunea noastră de predicare Evanghelie se va împlini când ne chema Domnul acasă. Nu există în concediu, nu există retragere, în măsura darului care ne-l-a dat Dumnezeu și în măsura trimiterii pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, noi trebuie să predicăm Evanghelia și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Întâmplarea de aici, pentru fire se termină cu o răpire. Slujirea mea și slujirea voastră într-o zi se va termina cu o răpire. Și Duhul care l-a răpit pe Filip și l-a făcut nevăzut din fața famenului etiopian, într-o zi ne va răpi și pe noi. Cei morți vor învia, iar noi care vom fi în viață, spunea Pavel, vom fi transformați și l-om întâlni pe Domnul în văzduh. Să ne dea Domnul bucuria și clipei aceleia. Amin? Ce v-am vorbit despre Filip? Spuneam că exponentul bisericii, reprezentantul bisericii, așa trebuie să fim noi, pocăiți de la Sfântul Ilie. Pe Filip, când l-am cercetat puțin, m-am dus în casa lui, în familia lui. Și am văzut, spune Fapte 21, versetul 8, 9, 10, căci casa lui Filip era un loc de găzduire,
un loc unde se adunau frații. Nu știu cum s-au schimbat vremurile tare multe, sunt hoteluri, mijloace de transport rapide, nu mai rămân, nici eu nu rămân la voi în seara asta, mă duc acasă, stați liniștiți. Dar parcă aș vrea să vă întreb, când ai avut ultimul musafir în casa ta? Un frate, o soră, un necăjit, că e bogat, nu vin la tine. Când l-ai avut să-l culci, să-l hrănești și să ai părtășie cu el? Ei bine, în casa lui Filip era un loc de găzduire. Acolo a venit și Pavel, acolo a venit și Luca, acolo a venit mai mulți sfinți, pentru că acolo era și un loc de rugăciune cunoscut. Fiindcă a stat mai multe zile acolo, spunea Luca în Fapte 21 că un proroc a venit și el la rugăciune. Când a fost ultima dată un proroc la tine în casă? Mai sunt proroci la Sfântul Ilie? Mai sunt, slavă Domnul! Și să îi mulțească Domnul, amin? Când ai avut părtășie ultima dată cu un proroc? Când s-a rugat ultima dată un frate la tine în casă? Și vorbind de casa lui Filip, nu pot să nu vorbesc de copii, că asta ne califică sau ne descalifică, să știți. Noi acum facem evangelizare la Bosanci. Și frații de multe ori mă însărcinează, frate Dragoș, tu cunoști frață, cheamă evangeliști. Și eu vin cu propuneri, măi, de fratele acela, ce spuneți? Dar în drept la fiecare punem câte un semn de întrebare și știți ce se întâmplă acum? Informația circulă extraordinar de rapid. În câteva secunde o știri înconjoară lumea de câteva ori. Și frații fug acasă și dau drumul la internet și se uite păstorul de la Bosanci. Hai să vedem cum arată adunarea lui. Știți că un criteriu de evaluare a unui păstor e și biserica. Și când vede o biserică lumească, ultramodernă, spune, măi, nu-l mai chema pe ăsta. Și apune alții mai curioși, vor să vadă pe nevasta lui cum e îmbrăcată, ce toaletă are, cum e îmbrobodită sau tunsă sau coafată. Apoi vor să vadă fetele păstorului cum arată. Și apoi la următoarea întâlnire spune, frate, pe ăla să nu mi-l chem, ăla nu are ce învăța, să-i învețe pe-a lui întâi. Pe ăla să nu-l chem, măi, ăla cheamă-l că ăla are o familie bună. Știți că pe noi ne califică sau ne descalifică familia noastră? Știți că eu de multe ori la căsătorii le spun, mai ales la câte un băiat de ăsta care are ceva de la Domnul, spun, măi, fată, tu trebuie să-l ajuți pe el, nu să-l încurci. Știți că au fost oameni chemați de Dumnezeu pe care nevasta i-a tras cum în două mâini înapoi? Știți că au fost copii care i-au descalificat pe părinții lor? Că la o întâlnire odată un frate a fost pus să dea câteva îndemnuri și omul a luat Biblia, a început a plânge și a spus, mie, băieță, mi-a luat Biblia din mână, nu mai am ce să vorbesc. Doresc pe toți copiii din adunare să-i binecuvinteze Domnul. Și când vorbim de Filip, spune că era 4 fete. Eu mi-l imaginez că erau și frumoase, erau și culte, erau așa istețe, dar nu asta spune Scriptura. Eu cred că erau gospodine, că mai mereu aveau musafiri acolo și aveau de măturat și de șters. Biblia de fetele lui Filip, știi ce spune? Că erau 4 fete care proroceau. Să dea Domnul prorocii la tineri din Sfântul Ilie, la băieți și la fete, amin? Și apoi când ai o astfel de familie, ai și îndrăzneală să spui altora. Să binecuvinteze Domnul toate familiile de la Sfântul Ilie. Și chiar mă rog pentru fiicele nepăsătoare și chiar mă rog pentru fiii risipiți să-i aducă Domnul înapoi acasă, să-i aducă Domnul înapoi în familie și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Hai să trecem la al doilea personaj, că mi-am propus să nu predic mult. Famenul etiopian. Eu am pus acolo într-o paranteză așa imaginară, căutător de Dumnezeu. Omul ăsta l-a căutat pe Dumnezeu, omul ăsta avea câteva dorinți, inima lui era plină de dorinți, dorinți sfinte, dorinți bune. Prima dorință era dorința de închinare. Să faci tu peste 1000 de kilometri din Etiopia până la Ierusalim să te închini, nu e o dorință arzătoare? Știi ce constat eu acum? Că dorința de închinare a creștinilor a scăzut foarte mult. Că o stare de nepăsare începe să fie generalizată. Că oamenii nu sunt mai doritori de biserică.
Trebuie să facem reclamă la biserică ca la nu știu ce produs. Trebuie să dăm anunțuri pe la voce Evanghelie, că vine un frate, că avem un concert, că avem nu știu ce, doar să umple adunarea. Dar nu asta e starea normală, fraților. Omul ăsta avea o dorință extraordinară. Mă duc până la Ierusalim ca să mă închin la Dumnezeu, la Jehova, la Creatorul. Ai dorința asta în inima ta? În casa ta, familia ta, soția și copiii, sunt plini de dorința de a merge la adunare? O aveți și joi seara? O aveți dorința asta? Omul ăsta care îl căuta pe Dumnezeu avea dorință de închinare. Constat cu durere că există un dezinteres generalizat. Am fost în biserici care eu le-am caracterizat ca fiind foarte slabe. În biserici în care la ora 9, poate erau 10, 15 oameni, și apoi după ce au început slujba până la 10 s-a umplut adunarea. Recent am fost într-o biserică la o noapte de veche săptămâna asta și la început am întrebat păstorul, câți membri aveți aici? Frate, scriptic avem 1500, dar nu vin chiar așa de mulți. Wow, 1500! N-am știut că sunteți biserică așa mare. Și s-a făcut o noapte de veghi, erau anunțuri făcute să vină la adunare. Și un frate mai curios, din fire, nu din duh, i-a numărat și a ajuns până la 140. Dar ceilalți 9, unde erau? Unde sunt ceilalți 9? Dacă ar întreba Domnul într-o joi seara, dar ceilalți 9, unde sunt? Omul ăsta avea o dorință de închinare. Dar dorința asta cere un efort fizic. Odată eu am călătorit mult, mijloace moderne de transport. Odată mergem în Austria cu fratele Axinte Octavian și cu fratele Vasile Moloci. Am fost chemat să ne rugăm pentru o tânără bolnavă de leucemie, cancer în sânge. I-am luat bilete frumos la o firmă, la o agenție de transport, și m-am dus acolo și greu am circulat. Șoferul fuma, ținea țigara pe geam, dar fumul drept în nas la mine venea tot. În mijlocul de transport, manele erau date la maxim, erau mai mulți romi acolo, dar din Cluj a urcat o femeie cu un copil mic, tot de etnie romă, la care băiatul i-a plâns în continuu, la fiecare stație coborea să fumeze și îmi punea mie căruciorul. Și eu stam acolo și mă uitam la copil, noți. Și am îmbufnat, așa i-am spus la fratele Moloci, în reale condiții. Îți dai seama, frate Vasile, de aici până în Austria ce ne așteaptă? Și el spune, frate Dragoș, alți au pribegit prin pustiu, prin peșteri, îmbrăcați în piei de capre, flămânzi, prigoniți, au fost tăiați în două cu ferestrău. La noi e bine aici în pus, nu e bine? Și am spus, e bine, frate Vasile, iartă-mă, că e bine. Cum a călătorit omul ăsta, nu știu, vreo 1600 de kilometri cu căruța. Ce dorință de închinare avea. Dacă ne-ar pune Domnul ceva din dorința de închinare și nouă, am vedea adunările noastre pline. Și mă rog Domnul să o pună, amin? Amin. Pentru că dorința asta de închinare cere un efort așa fizic din partea noastră, un efort financiar. Eu aș mai câștiga, știi ce bine aș fi eu plătit joi seara de la 7 la 9, dacă aș lucra. Cred că găinile mele s-ar rua mai mult. Sau vaca ar da mai mult lapte. Nu știu ce s-ar întâmpla. Ce spor aș avea eu acasă joia de la ora 7 la ora 9. Cât e câștigul dumneavoastră, nu știu. Și nu mi-a spus nimeni să predic de asta. Dar cred că vă trebuie și asta. Omul ăsta a spus, domnule, eu acum mă duc la împărăteasă, însemnez bilet de voie, plătesc o prețul, o văsul la cai, burdufuri cu apă, poate o dus darul la Ierusalim, eu cheltuiesc ceva, că îs pocăit, că vreau să mă pocăiesc. Face și dumneavoastră asta? Un sacrificiu din timpul nostru. Pentru mine e o mirare, domnule. Avem mijloace de transport foarte rapide, mașini, antiradar, stații, unde e radarul, ne prinde cu 200 la oră, alergăm în continuu și mereu în criză de timp.
Avem telefoane performante. Eu când m-am însurat trebuia să fac niște draperii la Pătrăuți, mi-a recomandat cineva. Și am plecat de acasă, îi spun la nevastă, mă duc la Pătrăuți, dau comandă de draperii. M-am dus cu autobuzul până în târg, din centru până la Ițăcani cu alt autobuz. Asta vă două ceasuri, am venit cursa de Pătrăuți, mă la Pătrăuți, m-am dus la om acasă, omul nu era acasă. Și am venit înapoi seara, ai dat comandă, am să mă duc altă dată. Și culmea că aveam timp, am avut timp să-și îmbătrânesc. Ei, dar oamenii n-au timp, domne, n-au timp, mereu în criză de timp, că doar voi, de ce nu veniți la adunare când trebuie, că n-aveți timp. Dar omul ăsta și-a făcut timp să meargă 1600 de kilometri, așa spunea unii, ca să meargă cu căruța, să facă popasul, să dea fân la cală și să meargă iară la Ierusalim, ca să mă închin. Îi bună dorința de închinare? Să ne dea Domnul și nouă. Adevărata închinare. Eu am o predică despre închinare și am spus acolo pericolul închinării. Că Domnul spunea în Ioan 4, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Există pericolul închinării din Împărați, capitolul 17. Știți dumneavoastră, au venit asirienii, au luat populația, i-au dus în robie și au populat Samaria cu oameni din Sirvevaim, din Cud, din Ava, din Babilon. Și acolo s-a întâmplat ceva. Oamenii ăștia au venit cu Dumnezeii lor, cu idolii lor, au început să închine la idolii lor. Și Dumnezeu s-a mâniat și au trimis niște animale să-i mănânce. Și raportul ăsta ajunge la împărat, spune că în Samaria animalele sălbatice mănâncă pe oameni. Se face un consiliu și se spune, măi, oamenii ăștia sunt din Babilon, dar pământul e evreiesc. Iar trebuie să se închine lui Jehova, să trimitem niște preoți să învețe cum să se închine lui Jehova. Și la urmă, confuzie totală. Vine Biblia și spune că oamenii aceștia se închina fiecare la Dumnezeul lui, dar în același timp se închina și la Jehova. Asta e mare confuzie în închinare. Eu puneam așa, provocând pe unii frați, puneam o întrebare și spuneam, ar fi oare posibil în adunare să ne închinăm la Jehova și pe acasă să ne închinăm la alți Dumnezei? Dacă se întâmplă așa, Dumnezeu să ne ierte și în seara asta să ne pocăim, amin? Omul ăsta avea o dorință reală de închinare, avea dorință de cunoaștere. Merge la Ierusalim și eu am fost odată. Și când vii de la Ierusalim, iei suvenirul, iei amintiri. Cei mai mulți eu câte o bucățică de lemn din crucea Mântuitorului. Eu calculam dacă s-ar aduna toate bucățelele, ar fi câteva garnituri de tren. Pentru că acolo e comerț. Evreii știu să facă comerț. Am luat și o sticluță de apă din Iordan, am mai luat niște mir din nard, că am venit să vin și eu cu ceva de la Ierusalim. Voi când plecați în călătorie, ce suveniruri? Luați o vedere, luați o hartă, un tricou, o pereche de Adidas pe care scrie orașul acela. Eu am mai luat o ulcică când am venit la Gibraltar, să am și eu amintire. Omul ăsta s-a dus la Ierusalim, a scos banii și a spus, eu vreau o prorocie. Eu cumpăr cartea prorocului Isaia. Nu-i dorință de cunoaștere? Și ce-mi place mie că în călătoria lui, așa asidu omul ăsta citea, așa cu râmnă citea, nu știu ce distanță o parcurs, dar au ajuns la Isaia 53. Tu pe unde ești cu cititul? Un prezbiter de la noi îmi povestea așa la urechi o rușine care o trasă. Poate v-am povestit dumneavoastră. De la adunare, din ușa adunării, ia o soră mai în vârstă, o văduvă, să o duc acasă cu mașina. Și stă de vorbă cu ea, soră, ce mai faci, ce mai spui? Măi, frate, ce mai fac? Uite, acum de la anul nou m-am hotărât și am început să citesc toată Biblia. De la Geneza s-o termin toată. Dar era prin luna, cred că martie, nu știu exact. Și fratele îi spune, soră, și eu m-am apucat să citesc Biblia de la anul nou acum. Matale, pe unde ai ajuns? Și ea spune, eu spun la Faptele Apostolului, dar tu? Și el nu m-a spus, că era la Leviticul. Prezbitru la Leviticul, văduvă la Fapte. Tu pe unde ești cu cititul în Biblie? Omul ăsta citea, dar așa de repede citea că a ajuns la capitolul 53 din Isaia, dorință de cunoaștere.
Avea omul ăsta o dorință. Și când vine un necunoscut, un colbăit de pe drum, că ăsta a fugit de scurt sau cu sandalele lui acolo, în praful, și a spus, omule, înțelegi, tu citești? Și ministru, eu nu știu tonul cu care l-a abordat Filip, că e foarte important tonul. Eu nu știu, nu cred că Filip a avut un ton arogant să-l irite pe etiopian. Dar nu știu cum l-a întrebat, înțelegi tu ce citești? Eu îi spuneam, dar ce măi, mă crezi așa fraier? Dar omul ăsta s-a uitat, hai cu mine în car. Și i-a dat mâna, l-a tras în car și a spus, spune-mi, te rog, despre cine vorbește prorocul, de el sau un altul? Și Filip cunoștea Scriptura. Plecând de la cuvântul acesta, l-a propovăduit pe Iisus Hristos. Dorință de cunoaștere. Omul ăsta avea o mare dorință de cunoaștere și toate ar fi egale cu zero dacă n-ar fi și o a treia dorință. Dorința de a împlini. Că sunt destui care cunosc. Eu, călătorind mult, având contact cu mulți pocăiți, acum știu și întrebările lor. Merg prin adunări și primesc câte un bilet. Anticristul, 666, răpirea înainte sau după necazul cel mare. Eu știu ce interesează, dar ei nu-s pocăiți deloc. Ei nu trăiesc pocăința, ei vor taine, ei vor noutăți, ei vor să intre în adâncimile Scripturii. Dar știți cum e cu pocăința? Eu spuneam odată așa cuiva, că tot așa, era la începutul pocăinței, nici n-avea botez luat și m-a abordat cu problema cu necazul cel mare. Și i-am spus, măi, soră, mai în vârstă ca mine, sunt mașini grozave făcute, de 1 milion, de 2 milioane de euro. Dar încă nu este o mașină construită în care eu să mă sui, să pornesc motorul, să aprind farurile și fiind la distanță, la 200 de kilometri de acasă, farurile mele se lumineze până în o gradă la mine. Nu. Încă n-am întâlnit așa mașină cu așa faruri. Știi cum face mașina? În moment ce tu parcurgi drumul, el tot luminează așa în față. Mă uitam la Filip, la credința care o are el în călăuzirea Domnului. Du-te un înger, du-te pe drumul care e pustiu și nu-i spune nimic mai mult. Păi eu mă uitam, dar ce să caut, Doamne, spune-mi, explică, mă duc așa, vorba românului cu capul într-o aistă, mă duc, nu, du-te acolo. Și Filip se duce acolo. Acolo Duhul îi spune acum, fugi, ajunge carul. Ce călăuzire și ce credință. Ei bine, știți cum e cu cunoașterea asta? Domnul nu vrea să ne satisfacă capul nostru mare, nu. Domnul vrea ca să ne spună un pas ce avem de făcut și noi să-l facem. Când am făcut pasul ăla, prin credință, Domnul ne luminează al doilea pas. Scrie Scriptura că legământul cu Domnul și semnul legământului îi botezul în apă, pe care o să-l vedeți dumneavoastră azi aici, oficiat. Păi dacă tu crezi în asta, crezi Evanghelia și te botezi în apă, Domnul va descoperi noi taine. Dar Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? Frații mei, dorința acestui om a fost împlinită. El a avut dorință de închinare, dorință de cunoaștere și dorința de a împlini. Și Biblia spune, celui care bate îi se deschide și cel ce caută găsește. Am întâlnit la mine în sat, de când eram copil mic, oameni evlavioși, căutători de Dumnezeu. Și într-un final, oamenii aceștia au ajuns ca să se pocăiască. Cei care sunt aici, frați, surori, prieteni, poate ați venit pentru prima dată. Dacă îl căutați în mod sincer pe Dumnezeu, cu hotărâre, Dumnezeu se va lăsa descoperit. Dar căutați-l sincer și Dumnezeu să vă lumineze. Amin. Concluzii la text și închei predica. În tot textul acesta eu am văzut predată o lecție de ascultare. Trăim o vreme de anarhie, o vreme în care un duc de răzvrătire așa circulă între oameni. Când ascultarea nu mai e o virtute, când neascultarea, când răzvrătirea îi promovată acum, a fi non-conformist, să nu fii așa ca toți, să fii altfel decât toți. Copiii,
nu mai ascultă de părinți. În zile grele, în vremuri grele. Eu doresc ca Domnul să binecuvinteze toți copiii să asculte. Amin? Amin. Odată un băiat tânăr plângea și spunea, vai de mine, în cartea proverbilor, cum n-am ascultat eu de glasul învățătorilor mei? Cât de ce să mă pierd în mijlocul adunării și în mijlocul poporului? Când se predică, dacă tu butonezi telefonul sau te gândești acasă sau ai alte preocupări și n-asculți glasul învățătorilor, atunci te rătăcești, te rătăcești în adunare, la balcon, pe sub balcon, la cor. Să ne dea Domnul un duc de ascultare. Și referitor la ascultare, mai am un verset, tare mi-e greu să-l predic acasă, îl predic la Sfântul Ilie. Evrei 13:17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu m-ar folosi la nimic. Aveți aici în adunare mai mari? Aveți. Îi cunoașteți? Îi cunoașteți. Și ascultați? Doamne ajută! Nu prea ascultați, că tot adunarea trebuie să strige amin, că asta e porunca Domnului. Din textul acesta eu învăț lecția ascultării. Un om, un închinător dorit de închinare se duce până la Ierusalim. Acum era confuz că nu știa ce scrie în cartea prorocului Isaia. Era colbăit, era însetat, era obosit de atâta drum. Dar are un moment specific în viața lui și de aici încolo se înviorează. Și omul ăsta se duce acasă plin de bucurie. De aici, din adunare, de la slujba asta, vreau să pleci plină de bucurie. Amin? Cum ajungem noi la bucuria asta? Prin ascultare. Ascultă Filip, ascultă etiopianul și ne dau nouă lecție de ascultare. Ce-mi mai place mie? E sincronizarea asta în timp a personajelor. Că vine Domnul printr-un înger la Filip și îi spune, Filip, fugi pe drumul de pustie care îi duce la Gaza. Și apoi să-l vezi pe Filip cum își ia agenda și se uită. În seara asta sprins, mâine nu pot, poi mâine, Doamne. Așa a făcut Filip? Nu. Voi știți ce înseamnă urgență? Când sun la 112, imediat faci scandal, Domnule, au trecut 20 de minute până au venit, că ăla trebuia să fie în 3 minute. Dacă nu spune ție Domnul să te pocăiești, câte vreme trebuie să treacă? Păi dacă era o nesincronizare, tot planul ăsta orchestrat de Dumnezeu nu se mai împlinea. Când vine Domnul la Filip și spune, Filip, lasă Samaria, fugi pe drumul de pustie, Filip se încinge și fuge. Și ce sincronizare, Domnule, famenul ajunge exact la Isaia 53. Păi dacă lua toată Scriptura și ajungea la Leviticul, cum se termina întâmplarea asta? Să întrebi, Domnule, care animale curate și care sunt necurate, care rumigă și care nu rumigă. Ce îl întreba oare pe Filip? Nu, exact Isaia 53, că deasupra lui Filip și deasupra famenului îi Dumnezeu, fraților. El face planul acesta. Și numai ce termină Filip predica, numai ce o termina predica, așa a organizat Filip predica, când a spus amin, uite apa. A ajuns în dreptul unui curs de apă. Nu-i Dumnezeu acolo? Nu-i Dumnezeu acela care îți dă ție ocazia să te pocăiești, să te hotărăști ca să te botezi? Îmi place graba în ascultarea acestora. Cea mai vicleană metodă a vrășmașului am numit-o eu amânarea. Amânarea. Când nu știi să speculezi momentul. În seara asta, Matei 18:20 spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Eu cred că Hristos e aici. Amin? Amin. Odată trecea Domnul prin Ierihon și un cerșitor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, colbăi, sta în drum acolo și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ailalți îl certau să tacă, dar Biblia spune că el și mai tare striga. Întreb, și-o rezolva problema? Și-o rezolva problema. O femeie cu scurgere de sânge a spus, de m-aș duce și m-aș atinge de poala hainei lui. 12 ani de cheltuieli și suferință. Eu vă întreb, a fost vindecată? În seara asta Hristos Domnul e aici.
Nu vrei să profiți de clipa asta? Nu vrei să speculezi oportunitatea asta și să te atingi de Domnul? Doamne, ajută-ne în aceasta! Cea mai perfidă metodă a vrăjmașului îi amânarea. Îi bună pocăința, eu i-am urmărit pe pocăiți, dar nu astăzi. La noi în adunare, și dacă spune numele mulți ar ști, care neam, nepoți aici, care mă ascultă, la noi în sat era un om care venea aproape la toate evanghelizările. Era mai mult pocăit decât nepocăit. Ba mai venea și duminică, așa ne chema. Numai-l vedem pe Badea și nu-i spun numele acolo. Și frații au vorbit cu el. Și eu spus, matale, de ce nu te botez, că acum ești de-al nostru. Băi, mă botez. Eu am verificat, am și copii pocăit, pocăința e bună, dar eu am fost om de lume. Am fost la multe nunți, la nunte cu mătrii, am botezat, am cununat și mai am un fecior de însurat. Vara asta are nuntă și după nuntă vin și primesc botezul. Și în adevăr, în vara aceea, la el în ograd, a fost multă lume, dar nu la nuntă, la mort. Cu omul ăsta s-a dus așa de pe picioare la spital, cu o bănuială de boală și l-a adus acasă mort. Asta face diavolul, tu știi că pocăința e bună, te-ai convins, ai rude, ai prieteni, măi, pocăința e bună, dar nu acum, mai am niște probleme de rezolvat. Și cineva spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Am vrut să fac bine, n-am mai apucat. Odată un frate îmi reproșa și îmi spunea, frate Dragoș, n-ai fost de mult pe la mine. Și eu îi spun, frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am ajuns, ce vrei? Și el îmi spune, dar cel mai aproape până unde ai ajuns de casa mea? Și eu n-am știut ce să-i spun, spune, când te-ai gândit să vii la mine, ai ieșit din ogradă odată? Zic, nu, nu te-ai pornit niciodată, te-ai gândit numai, dar nu te-ai pornit. Omul ăsta a murit și am fost la el la priveghi, dar în vizită la el n-am mai apucat după discuția aceea. Drumul spre ea, spunea cineva, va fi pavat cu intenții bune. Am să ajut și eu niște orfani, dar nu mai apuci. Am să fac și eu bine la o văduvă, dar nu mai apuci. Am să mă apuc să citesc Scriptura așa cum trebuie. Am să iau câteva zile de post. Am să mă pocăiesc. Am să primesc și eu botezul în apă. Dar nu azi, de mâine încolo. Așa cum încerc eu să fac cură de slăbire. Tot de mâine încolo, de mâine, de mâine și ziua aceea nu mai vine niciodată. Fraților, diavolul are o metodă perfidă de a-i duce pe oameni în iad. Amână, amână azi, amână azi, amână azi. Dar ziua de mâine nu e a ta. Azi e ziua când trebuie să te hotărăști, când trebuie să te pocăiești. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și vorbind de asta, un gând mai am. Cercetându-l pe famenul ăsta și legile Vechiului Testament, mulți cercetători a Scripturii au spus că ăsta era străin, n-avea voie să intre în templu. Trebuia să stea în curtea neamurilor. Dar unii au mers mai departe și au mai avansat o ipoteză. Fiind famen, n-avea voie nici în curtea neamurilor să stea. Și trebuie să stea în drum. El s-a dus din Etiopia până la Ierusalim să vadă să stea la umbra templului, că legea preoțească, legea lui Israel, nu-l primea. Și acum când vede apa, întrebarea lui, unii cercetători o interpretează cam așa, iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică el întreabă pe Filip, aș avea dreptul să fiu botezat? Mai am piedici? Mai sunt lucruri care nu mă califică să intru în biserică? Că la Ierusalim n-am avut voie. Eu nu știu cum e în locul preasfânt, eu nu știu cum e slujba în templu, eu sunt străin. Nici în curte n-am avut voie. Eu am stat la umbra zidurilor, pentru că așa e legea evreiască. Dar acum Filip spune singura codință, dacă crezi, poți să fii botezat. În creștinism, în biserica lui Dumnezeu, a venit legea lui Hristos anulând toate restricțiile vechi. Și Domnul te primește la pocăință așa cum ești, cu metehnele tale trupești, cu ignoranța ta, cu vârsta ta, cu sărăcia ta, numai dacă crezi din toată inima, Dumnezeu te acceptă. Amin. Amin. Am vorbit de Filip, am vorbit de famin, vouă ce să vă spun, ca și o urare. Un vers din cântarea fratului Dumitru Coroamă. Drum bun, drum bun, o călători porniți
spre veșnicie.